stimați colegi, stimați reprezentanții ai Guvernării, Președinția, Parlamentul, Guvernul Republicii Moldova, stimați reprezentanții administrației publice locale, domnilor primari, alți reprezentanți, președinți de raioane pe care i-am văzut conectați la acest eveniment. Vreau întâi de toate să vă felicit cu această ocazie frumoasă, să vă spun un mare mulțumesc pentru ceea ce faceți în fiecare zi, ceea ce facem de fapt în fiecare zi, pentru că cei care lucrează în primărie știu nu din auzite problemele cu care se confruntă oamenii, nu de peste fereastră, nu de peste ecranele televizoarelor sau rețelelor de socializare. Ei sunt de dimineață la ora 3, 4, 5, atunci când trebuie și când nu trebuie tot sunt alături de cetățeni. Și când e rău și când e bine, primarul e de vină, deci în acest context vă doresc multă sănătate, multă implicare, multă răbdare și, și multă corectitudine, poate, pentru ceea ce faceți în fiecare zi. Este adevărat ceea ce au spus și colegii mei de la Edin, Iova, Astrășeni, din toate cele localități care ați vorbit până acum, de faptul că primăriile astăzi sunt cele în care oamenii au cea mai mare încredere. Și este de remarcat faptul că dacă au ridicat acest nivel de încredere și peste nivelul de încredere în alte instituții importante sau să fie alături de încrederea față de biserică, dar mult peste alte entități din țară, este și o responsabilitate enormă din partea noastră, a tuturor celor care suntem în teren de zi cu zi. În contextul deschiderii anunțate, eu n-aș fi atât de diplomatic cum au fost colegii mei, sunt poate un pic așa mai văzut instituțiile de pe interior, și președinția, și guvernul, și parlamentul, și partea economică, și iată acum și primăria. Nu că aș fi avut mai multă experiență, că probabil că dacă aveam tăceam mai mult, dar nu pot să tac în aceste condiții. Eu, probabil ca și mulți dintre dumneavoastră, am recitit povestea lui Hans Christian Andersen cu hainele noi ale împăratului. Deci, ceea ce vreau să spun eu în acest context, în cont de faptul că sunt prezenți, nu știu dacă mai sunt prezenți demnitari de stat, regele este gol. Pentru că foarte mult îmi doresc ca în aceste condiții, ceea ce se spune să se facă, ceea ce se dorește a fi vizualizat, să devină realitate. Iar esența poveștii regele este gol, atunci când cineva a strigat acest lucru, este de fapt ca să indice la realitate. Acum despre deschidere. Pe data de 15 septembrie 2021, noi ne-am întâlnit la Parlament. Aceasta a fost prima și ultima dată în format CAL, când ne-am întâlnit cu reprezentanții de la Parlament. Și dacă își aduce aminte domnul președinte Grosu, atunci am spus că eu nu sunt de mult naiv și mi-aș dori ca acest format să fie instituționalizat, ca să avem o comunicare cu guvernul, ca să avem o comunicare atât pe verticală cât și pe orizontală, care să aducă rezultate. Noi am venit cu propunerile noastre. Aici, doamna președinte, domnule președinte, doamna prim-ministru, este apelul calm. Deci, ăsta este apelul calm. Astea sunt semnăturile deputaților dumneavoastră sub acest apel. Unde negru pe alb descris ce angajamente v-ați luat în campania electorală. Foarte corect a spus cineva din colegii mei că nu aveți nici 20 de deputați, nici 40, aveți tocmai 63. Adică o majoritate foarte confortabilă ca să puneți în aplicare tot ce v-ați luat ca așa angajament în fața primarilor, în fața autorităților publici locale, în fața locuitorilor, localităților din Republica Moldova. Ce ați făcut de aici? Zero. Au fost mișcări, într-un fel sau altul, pe zona despre care ați menționat cu ceea ce ține de drumuri, dar asta este absolut insuficient. Sunt probleme cronice care nu neapărat necesitau finanțare suplimentară. Ați dispărut peste noapte și n-ați mai apărut. Deși am bătut la ușă împreună cu colegii noștri de la CAP. Trebuie să fim obiectivi aici și să vorbim lucrurilor pe nume. În ceea ce ține de buget, deci nimeni nu a fost consultat pe partea când ați elaborat și aprobat bugetul. Ați făcut-o în grabă, în decurs de o săptămână,
fără măcar ca să-l publicați așa cum prevede legislația, măcar pe resursele guvernului. Ministerul de Finanțe a fost plasat, retras, că o fi în grabă, că o fi solicitarea femeii, astea sunt problemele dumneavoastră. Nu sunt și problemele și soluțiile pentru noi în acest sens. Deci trebuia să vă rezervați lucrurile din timp. Acum, pentru că am auzit despre transparență pe zona de fonduri de dezvoltare, unul din aceste angajamente ține nemijlocit de depolitizarea acestor fonduri. Eu foarte mult nu mi-aș dori ca dumneavoastră această ședință despre deschidere, despre cifrele pe care le-a vorbit acolo doamna prim-ministru, despre textele scrise de pe foaie, să o utilizați la Moldova 1, unde v-ați spus persoana din PAS ca fiind director acolo, ca să transleze cât de deschiși suntem față de oameni. Deci eu vreau ca, sincer, după această ședință, să urmeze acțiuni, nu declarații. O să vă explic de ce. Pentru că alte decizii ale dumneavoastră și alte acțiuni ale dumneavoastră astăzi mă costă în plus ca primar a municipiului Chișinău, ca primăria municipiului Chișinău, 300 de milioane de lei pentru întreținerea instituțiilor din infrastructura socială, școli, grădinițe, spitale, multe altele, pentru creșterea costurilor la compensațiile pentru perioada rece anului. Dumneavoastră știți că noi achităm 40, care a devenit aproape 100% la factura pentru anumite categorii de persoane. Eu știu că nici ceilalți primari nu au niciun suport în acest sens, spre mare regret, dar ar trebui să aibă aceste compensații alături de poate agenții economice, pentru că asta s-a întâmplat. Și aceste presiuni financiare sunt pe seama lor. Acum, în ceea ce ține de partea practică de recomandări. În calitate de vicepreședinte a CAMU-ului și președinte a Delegației Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, vă rog foarte mult să revedeți și să recitiți angajamentele Republicii Moldova în domeniul democrației locale. Acele recomandări care au fost făcute, pentru că pe zona acestor recomandări practic nimic nu este implementat, ori despre asta vom vorbi inclusiv cu reprezentanții grupului de monitorizare care sunt la Chișinău. Implementarea foii de parcurs, semnată în aprilie 2020, doamna președinte, dumneavoastră erați deja implicată plenar în aceste procese, privind realizarea angajamentelor acestor recomandări 436-2019. Și ați făcut ferm la Strasbourg, ați dat asigurări ferm la Strasbourg, aceste lucruri vor fi implementate. Până când pe această zonă zero. Despre asta am informat și raportorii. Realizarea, cum spuneam, a angajamentelor electorale pe domeniul finanțelor publici locale, a statelor de personal și salarizare. Ambele documente conțin foarte concrete angajamente și amendamente la procesul legislativ, privind consolidarea autonomiei financiare, inclusiv creșterea bazei de venituri, consolidarea autonomiei organizaționale, inclusiv în ceea ce ține de statele de personal și salarizare. Colegii mei au vorbit foarte corect, începând cu Nina de la Drochia sau alții, că astăzi bate vântul în structurile funcționale ale APL. Am zis, în direcția juridică nu am nici jumătate din statele de personal astăzi, pentru că salariile sunt cele care sunt. În direcția arhitectură, la fel. Oamenii tineri vin și pleacă, trei luni, jumate de an, fără o motivație suplimentară, ei nu vor să rămână, să lucreze. Și pleacă nu din Chișinău, că din Drochia poate să mai vină la Chișinău, sau din Briceni, sau din Alova. Dar din Chișinău pleacă direct în Italia, în Portugalia, în Franța, în Germania, în Federația Rusă și tot așa mai departe, spre mare regret. Despre, am atras atenție că mai mulți colegi nu au abordat subiectul moratoriului, care vine cu titlul de recomandare, cu mai puțin titlul de recomandare. Nu am văzut o claritate în acest sens. Deci peste 2000 de locuri vacante sunt conservate astăzi în municipiul Chișinău doar, iar pe întreg teritoriul Republicii Moldova acest lucru se ridică la zeci de mii de locuri vacante, unde așteptăm specialiști. În ceea ce ține de consolidarea dialogului instituționalizat între CALM, APL și Guvern, repet, astăzi nu există acest
dialog. Dacă noi ne vom întâlni o dată pe an sau la solicitarea cadrului, asta nu va rezolva probleme. Deci, repet, singura și ultima dată când ne-am întâlnit la Parlament a fost data de 15 septembrie. De guvern TAC. În calitate de primar al municipiului Chișinău, dar și în interes general al administrației publice locale, deja, după cum cunoașteți, bine, impozitul pe venitul persoanelor juridice este zero, care rămâne cel puțin în Chișinău și în alte localități. Asta nu este corect. Nu mai găsiți o asemenea formulă nicăieri în lume. Creșterea cotei din impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru orașe și municipii. Și am dat această gradație foarte clar, aceste propuneri le aveți. Poliție comunitară, municipală, locală, de care doriți. Haideți să începem să discutăm acest concept, pentru că este un concept european. Competențe mai multe pentru apele în calitate de agenți constatatori. Lărgirea domeniilor de intervenție pentru parcările ilegale, pentru construcțiile ilegale, pentru multe alte activități care necesită implicare. Delimitarea și evaluarea bunurilor imobile în acest context, clarificarea statutului proprietății municipale, transferarea în proprietate municipală a bunurilor imobile de interes municipal. Noi avem astăzi peste 4.000 de bunuri de terenuri care nu sunt delimitate, deși ar fi trebuit prin hotărârea de guvern în 2014 să fie automat. Și ar fi bine ca toate aceste probleme să revenim, să fie discutate pe o platformă care să existe pe bază continuă. Eu foarte mult mi-aș fi dorit ca după ce plecăm de aici să nu rămână lucrurile pe foaie, să nu rămână lucrurile doar în calculator, dar să avem acțiuni una după alta, în special pe partea de salarizare, în special pe partea de transferuri, pe partea de depolitizare a fondurilor. Eu mi-aș dori ca să nu existe așa cum sunt numirile la guvern astăzi sau cum sunt în instituțiile de stat numirile sau cum au fost încheiate contractele despre care nu știm nimic pe partea de acele fonduri despre care ați vorbit, de peste 700 de milioane. Eu foarte mult mi-aș dori ca să nu ajungeți doar la primarii PAS în localități, așa cum am văzut la televizoare, pentru că sunt și alți primari, sunt și primari independenți, sunt și primari de alte, de la alte partidele politice. Ei tot reprezintă oameni care i-au votat și care așteaptă rezultate în localitățile lor. Nu am auzit nimic despre reforma administrației publice locale. Sper să nu ne trezim peste noapte cu lucruri pe care nu le cunoaștem. În rest, mi-aș dori ca acest acces să existe, pentru că din cei ce se finanțează la nivel de țară, v-am spus, astăzi avem un gol din cauza acestor creșteri la costuri, doar pe municipiul Chișinău, în jur de 300 de milioane de lei. Știu că aceeași problemă este la localități, de asta venim și cu solicitări, probabil, de a compensa aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, vă doresc încă o dată multă, multă sănătate. Și spor în ceea ce faceți și toată aprecierea, pentru că doar un primar poate să înțeleagă alt primar cât este de greu. Repet, nu te întreabă nimeni dacă te trezești la 4 sau te culci la 4.